Un bărbat din comuna Podeni a plecat de acasă și nu s-a mai întors. Încă de aseară, acesta este căutat de salvamontiști, poliții și jandarmi, care încearcă să dea de urma lui. Autoritățile competente au fost sesizate de un bărbat în vârstă de 55 de ani din comuna Podeni cu privire la faptul că tatăl său, Papavo Iulian, în vârstă de 89 de ani, a părăsit voluntar domiciliul și nu a mai revenit. În urma verificărilor efectuate s-a stabilit faptul că bărbatul suferă de afecțiuni psihice. Încă de aseară, persoana dispărută este căutată de o echipă de peste 90 de oameni, salvamontiști, polițiști și jandarmi. Aseară, în jurul orei 19:30, am fost contactați prin serviciul de urgență 112, spunând-ne faptul că în comuna Podeni un bărbat este dat dispărut, a plecat de acasă către conacul familiei și nu s-a mai întors. Din spusele familiei, bărbatul are probleme de sănătate, probleme psihice, tot pleacă frecvent pe drumul, dar până acum se întorcea. Ne-am mobilizat cu patru băieți de la Salvatorii Montani, acolo ne-am întâlnit cu echipaje de la ISU Mehedinți, de la jandarmerie, de la poliția din zonă. Am căutat pe parcursul nopții, fără succes din păcate. Căutările au fost reluate de dimineață din nou cu alte echipe și cu un număr mult mai mare de forțe de implicate. Sperăm să-l găsim în cursul zilei de astăzi și să nu mai fie nevoie să mai rămână încă o noapte în pădure și în frig, pentru că temperatura din zonă este destul de scăzută. Sperăm să-l găsim cu toate acestea. Persoana dispărută are 1,52 m înălțime și păr scurt alb. La momentul plecării, bărbatul era îmbrăcat cu o geacă neagră, pantalon de training gri închis, bocanci negri și o căciulă neagră. Oricine poate oferi detalii cu privire la persoana dispărută este rugat să apeleze serviciul de urgență 112 sau să contacteze cea mai apropiată unitate de poliție.